Preacuvioase Părinte Stareț, Preacucernice Părinte Protopop, cinstiți părinți din preună slujitori, îndurerată și îndoriată familie și iubiți credincioși. Am să încep atipul. Nu știu dacă este aici domnul primar, dar este Părintele Protopop. Și sunt mulți oameni de bine în Gherla, pe care eu îi cunosc și personal. Cred eu, și astăzi ar trebui să luați această decizie, să faceți o capelă mortuară pe măsură, sau să amenajați acest spațiu cu demnitate pentru cei care trec în posteritate. Gândiți-vă că astăzi îl petrecem pe ultimul drum pe pământesc pe domnul Viorel Roman, care a iubit frumosul și l-a promovat. Și atunci, cu atât mai mult, trebuie să gândim pentru cei care trec din această lume cu conștiința că înaintașii noștri, încă începând de la Geto Daci, au avut o grijă deosebită pentru cei morți și pentru locurile de veci. Așadar, chiar dacă sună ca o mustrare, să nu fie luată în considerare în felul acesta, ci ca o hotărâre, ca de astăzi înainte să gândim acest spațiu să fie cum se cuvine pentru demnitatea celor care trec din această lume. Și pentru demnitatea noastră, că mâine vine rândul fiecăruia dintre noi. Așadar, se dovedește astăzi, încă o dată, iară și iară, că omul n-are cetate stătătoare pe pământ, ci trebuie să o caute pe cea din veșnicie, pe cea veșnică a veșniciei lui Dumnezeu. Acolo unde sunt multe locașuri pregătite pe măsura fiecăruia dintre noi. Însă, cetatea din această lume sau perioada vieții pe care Dumnezeu a îngăduit-o să o petrecem pe pământ, pregătește pe cea veșnică. O pregătește, ne pregătește locașul veșniciei noastre. Iar viețuirea noastră pe pământ, dragii mei, este proiecția, dacă vreți, a ceea ce se va întâmpla în împărăția lui Dumnezeu cu noi. În împărăția lui Dumnezeu, dacă vom deveni cetățenii ai împărăției lui Dumnezeu, dacă ne vom mântui sufletul. Se poate și știți că este alternativa fără Dumnezeu. Și a moșteni o altfel de împărăție, unde de asemenea sunt multe locașuri pe măsura fiecăruia. Încă o dată, cetatea nestatornică sau viața noastră pământească trebuie să devină proiecția în viitor a ceea ce înseamnă veșnicia pentru unul fiecare dintre noi. Sigur că tot ce v-a spus până acum are temei scripturistic și cuvântul de care v-am amintit este al Sfintei Scripturi. Însă m-aș opri la câteva etape ale vieții domnului Viorel, pe care cei mai mulți dintre noi l-am cunoscut aproape de o viață. Acum, câteva amănunte doar. Spuneam la începutul cuvântului meu că el a iubit frumosul și l-a promovat. Și poate aceasta este o definiție a întregului vieți. Dar în ultimii ani, efectiv, aceasta a făcut, această ascultare a avut-o de la Dumnezeu și de la oameni. A fost instructor, coregraf pentru ansamblul Românașul. Și după câte văd acum, sunt mulți tineri aici care l-au iubit, l-au prețuit, l-au ascultat. Și-au însușit tot ceea ce el i-a învățat. Este mare lucru, dragii mei, să reușești să sădești în inima cuiva frumosul, să-l
faci ca acest frumos să se nască și nu numai să se nască în sufletul cuiva, ci acel cineva să devină el însuși frumos. Pentru că dacă observați un om îmbrăcat în staiul nostru popular, nu numai haina este frumoasă, ci el devine frumos. Și dacă promovează frumosul, interiorul lui devine frumos. Un om pe de-a întregul frumos. Întreaga lui făptură. Ori dacă fratele nostru Viorel, domnul Viorel, Reveus, acum îi spuneau atâția care l-au cunoscut, a propovăduit frumosul, a sădit în sufletul oamenilor și mai ales a tinerilor și pe chiar pe cei pe care i-a învățat, i-a instruit, i-a făcut să devină oameni cu adevărat frumoși, inclusiv în interiorul lor. Cred eu că acest lucru era calitatea lui. Nu poți, dragii mei, n-ai cum să propovăduiești frumosul dacă tu însuți nu ești frumos. Mintea ta trebuie să fie frumoasă, inima ta, sufletul tău. Și până la urmă, sigur, să fie în armonie și cu viața ta. Sigur că acest frumos și el a dobândit la vremea lui. Eu știu bine că a făcut parte dintre cei care constituiau un grup frumos pe lângă Casa de Cultură din Gherla, care dansau popular, muzică populară și care au făcut din Gherla un oraș vestit atât în țară cât și peste hotare. În felul acesta, după cum am văzut și în cuvântul care mi s-a pus la dispoziție, a ajuns să-și facă și o familie frumoasă și armonioasă. Vedeți, dumneavoastră, toate acestea au o legătură firească. Și mai mult, acest frumos a fost totdeauna oblăduit de Dumnezeu. Pentru că el și familia lui și toată viața lui a raportat-o la Dumnezeu. Și acest lucru, de acest lucru vă încredințez eu personal, în calitate de monah, de călugăr al mănăstirii de la Nicula. Dacă ar fi doar aceste amănunte și ar fi suficient să fim încredințați că Dumnezeu, care iubește cu atât mai mult frumosul, pentru că El însuși l-a creat, l-a iubit și pentru acest motiv l-a luat la El. Am lăcrimat împreună cu dumneavoastră cu tot și în special cu doamna Emilia, cu Laura și cu Ana Maria. Au trecut aproximativ 20 de ani de când ne știm. Am crescut cumva împreună în toți acești ani. Ne-am cunoscut și bucuriile și necazurile unii altora. Și este foarte greu să te desparți în felul acesta. Chiar dacă avem conștiința că odată ce ne-am născut pe pământ, o să și murim. O să trecem în veșnicie. Chiar dacă suntem mai apropiați de Dumnezeu și de biserica Lui și cunoaștem amănunte din viața cea veșnică, din cealaltă dimensiune și faptul că noi nu suntem statornici pe pământ și nici n-am fost creați cu această destinație. Totuși ne doare și ne despărțim greu. Dar avem conștiința că această despărțire este temporară. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și prin contribuția noastră personală va veni ziua veșniciei când ne vom întâlni cu toții și ne vom bucura unul de celălalt, nu doar câțiva ani, iată în cazul nostru, doar 58 de ani. Ce o veșnicie întreagă vă închipuiți? Să poți să te bucuri unul de celălalt o veșnicie întreagă, nu doar câteva clipe. În ce mă privește, pe mine personal, părinții de la mănăstirea Nicula,
centrul nostru eparhial. Și dumneavoastră, toți care l-ați cunoscut și care nu puteți lua cuvântul acum, trebuie să aducem un omagiu domnului Viorel Roman pentru tot ceea ce a săvârșit în această viață, pentru cetatea Gherlei și pentru cetatea Clujului, atât cât a contribuit la viața culturală a orașului Gherla și cât a reușit să clădească la Băița și apoi tot ceea ce a realizat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Să aducem un cuvânt de mângâiere familiei și încredințarea că noi nu ne vom depărta de ei, ci mai mult decât am făcut-o până acum, le vom sta aproape. Și apoi, fără să reiau prima propoziție din cuvântul meu de astăzi, aș vrea să înțelegem cu toții că trebuie să lucrăm mai mult la viața noastră și la ceea ce putem noi să facem implicându-ne în viața socială în locurile în care ne desfășurăm activitatea. Cu conștiința că vine ziua când plecăm din această lume și plecarea din această lume trebuie să fie cu demnitate din toate punctele de vedere. Și ceea ce lăsăm noi moștenire, dragii mei, are ecou în împărăția lui Dumnezeu, dar beneficiază copiii noștri, nepoții noștri, fiii fiilor noștri. Și închei prin cuvântul lui Barbu de la Vrancea, care îi făcea o figură stilistică lui Ștefan cel Mare. Și cuvântul este al lui Ștefan însuși. Moldova nu este a mea și nici a voastră. Moldova este a urmașilor, urmașilor voștri. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.